Chiar aș vrea să încep. 100 de euro bucata. E? 100 de euro bucata, domnule. Asta? Da. Du-te, dole, fii serios, la banii ăștia să mănânci dumneata. Hai, două, da. La două. Du-te, dole, rămân flământ, dar mai bine stau flământ, auzi, dole. Da, adică să rămâneți flământ, mai bine poftiți la noi. Dacă vreți ceva de mâncare ieftin, haideți că vă dăm ieftin, aproape gratis. Totul mă de în cină. Da? Chiar mă interesează dacă e foarte ieftin. Dar ia spuneți, în ce aveți aici pregătit pentru Crăciun? Poftiți, poftiți aici, uitați, avem produse de porc chinezesc, care este cel mai bun porc ieftin. Mănâncă o bucățică mică de orez pe zi și este foarte gras. Da, ia spuneți, în porcul ăsta n-are cam multe oase? Acela este crapul chinezesc. Porc chinezesc are alune. Foarte gustos, foarte gustos. Adică vreți să spuneți că porcul chinezesc are alune în loc de oase? Nu, în loc de carne. Gustați o bucățică. Chiar ați gustat? Că mi-e foame de... Da, foarte bun, foarte bun. Dă-i foarte iute apă! Da, vezi, deja ai săturat. Nu mai vrei carne, vrei apă. Asta este mare, alt mare avantaj la porcul chinez. Puțină carne, multă apă. Cu 100 de grame de porcul chinezesc și o găleată de apă ai saturat un grădinița de copil. Vreți chisca? Sau, nu, mai bine niște caltabus? Caltabus, hai, gustați, orez foarte bun. E orez, da? Se mai spune și pachetele de primăvară. De ce? La asta. Pentru că mănânci la Crăciun și gustul iute de la gât trece la primăvară. Nu mânca, nu mânca până nu ajungeți la un hidrant de pompie. Trebuie multă apă, multă apă. Hai, Merry Christmas, Merry Christmas! Doamnelor, am scăpat de standul chinez. Iată că am ajuns la un alt stand al altei minorități. Este vorba despre minoritatea maghiară, alături de care a stat la guvernare chiar și mai mult de 4 ani. E vorba de domnișoara Juji Covaci. Juji din Ținutul Secuiesc, artist cofetar de prăjitură din porc teșit. Teșenăm, drago. Teșenăm. Foarte bun. Asta e chiurteș colaci? Nem. Porcos colaci, la fel ca și chiurteș colaci din șorici de porc. Ăsta din șorici de porc? Da. Da. Astea de aici ce sunt? Că arată bine. Disnio savarino, disnio amandino, disnio eclair, adică disnio înseamnă porc, adică porc savarino, porc amandino, porc eclair. Da, disnio porc savarino, porc amandino, de ce porc eclair și nu din astea obișnuite, dulci? Pentru că vrem să demonstrez identitate culturală. Astea sunt produse de porc autonome maghiare, made in Horghita și Covasna. Aha, cheze, ciocolon, drago. Da, mulțumim foarte mult. E interesantă inițiativa asta a lor. Iată că am ajuns și la o altă minoritate. Este vorba despre standul minorității turcești. Salam aleikum, salam aleikum. Salam aleikum, salam aleikum, dar nu. Salam, dar nu de burc, salam, salut. Ați făcut glume, glume de turc, mai. Salam, salut, salam, salut. Dar ce puneți voi aici pe masa de Crăciun dacă porc nu... Păi, dar nu punem în niciun caz borc, măi! Cum să punem noi turci și borc? Asta este împotriva la orice... Voi, românii, credeți că noi facem tot felul de borcării la România? Dar este o mare nedreptate, este o mare minciună, pentru că noi, la noi, nu ne permite religia să folosim borc. Deci da? Nu facem borcării, nu păi facem borcării. Și atunci ce căutați pe aici? Vreau să mă căsătoresc. Hai, doamne, adică dumneata vrei să spui că ademenești fetele cu kebab, cu ghiudem? Exact, cu brăduse de berbecuți, pentru că eu sunt convins că fetele la România se sătură de purcel românesc și vrea berbecuți turșesc. Ce ziceți? Auzi? Da, ai văzut până acum pe cineva care să-ți placă așa pe aici, prin mai... Dacă te mai întreb, uite, este fata de la Beijing, de acolo, care îmi place foarte mult. Ea mănâncă busir și mușește mult, da? Este fata... Mai, a
ai spus că nu faci porcării? Și acum faci porcăria? Vrei să ai concubii de la mine? Mai poate să am un pachetel de primăvară în cap acum? Dar nu vă mai certați, dar vă rog foarte mult. Nu mă șerp, mă, ce să mă șerp, poate că tai gâtul, măi. Dar nu tăiați gâtul, vă rog foarte mult. Vreau să lămurim totuși o chestiune. Că eu până acum am rămas tot flămândoie, că n-am putut să-mi cumpăr nimic. Că da, văd niște prețuri nerușinate, domnule, dar chiar așa. Dar cum poate să-și cumpere un om asemenea produse la prețul ăsta? Cum poate să-și cumpere? Vă spun eu, cu noile produse bancare, Credit Pork. Credit Pork? Da. Pentru a-i ajuta pe oameni să nu rămână cu masa goală de Crăciun, banca noastră a lansat o serie de produse noi, largi cu dobânzi porcești. Aha, serios? Da. Și cam care ar fi produsele astea? De exemplu, un ar fi creditul porcotecar, garantat cu prima de porc de la serviciu sau cu al 13-lea salar cu dobândă grasă care vă face portofelul jumări. Aha, chiar foarte, foarte tentat, ce să zic. Altceva mai aveți? Da, avem. Uitați-vă aici, este creditul la domicilul porcului. Da? Așa, așa. Deci cu un simplu apel telefonic, un reprezentant al băncii noastre se deplasează la cotețul porcului dumneavoastră, iar dumneavoastră veți primi în 24 de ore produsele acasă, fără girant, fără garanții, fără cotlet și fără mușchiuleț. Aha, da, sigur. Și deci numai cu slănină și șoriți, nu? Da. Foarte interesant, da? Da. Și în condițiile astea ați găsit vreun client? Cât eu sunt foarte curios, păi să văd. Păi o să... Are. Da. Deci, iată-l. Eu vreau un porc otecar dintre ăsta. M-a suturat de jumările mele, domnul. Eu vreau să fac un credit de ăsta porcotecar. Așa. Semnați, vă rog, aici. Vă rog să semnați aici, da? Gândiți-vă totuși, aici. Întrebați. Da. Eu vreau să semnez. Deci aici, dacă semnați, veți primi 5 cârnați, 2 caltaboși, o tobă și 3 fripturi. Și veți returna băncii numai un salariu mediu pe economie. Mulțumesc. Bravo, frumos! Felicitări! Am bravo, semnat, da? Bine că ați semnat! Da, te-ai gândit așa un pic cum de eu, că te-ai înhămat la un credit. Eu nu știu cum o să-l dai înapoi. Dumneata, când ai de gând să-l plătești ăsta înapoi? De dată îl dau înapoi. Dar deci, știți când? Când? Când a zburat porcul. Ăla marleal! Ioane, produsul vostru preferat de la PSD n-a fost prezentat la târg. Care produs, Emile? Ciolanul, Ioane! Da? Nici produsul tău preferat n-a fost prezentat, Emile. Zeu? Care, Ioane? Varză. Păi ce, varza e mâncare de porc? Nu, dar asta e tot ce ai făcut tu cât ai fost președinte. Dragii mei, meseria de măcelar m-a învățat că nu orice merge împreună. De exemplu, salamul țărănesc merge cu ridic și cu ceapă. Mușchiul țigănesc merge cu o brânză veche și cu un vin bun. Dar băuturile pe care le fabrică patronul distileriei din reportajul care urmează, cred că nu se potrivesc decât cu cătușele. Uitați-vă și dumneavoastră! Mulțumesc, Nea Calache, mulțumesc mult, am preluat legătura aici în podgoriile chimiei, unde, privind ce se întâmplă în jur, îmi vin în minte extraordinarele versurile ale marelui nostru poet național. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă băutorii asta și-o doresc, se termină vinul, bem și chimicalul din destilărie, acum vă vorbesc. Deci, stăm de vorbă cu domnul... Domnul, profesor dr. Segiu Țoiu, docent în chimie și băuturi petroalcoolice. Sunt părintele soiurilor polifetească neagră, Riesling expandat și muscat sulfure. Domne, ce faceți dumneavoastră aici, da, este o crimă, da? O crimă. Înlocuiți vinul natural cu tot felul de produse dubioase artificiale, da? Dar nu vă este rușine la obraz, domnule, la obraz, nu vă e rușine? Nu, dumitale să-ți fie rușine la obraz pentru că nu înțelegi. Produsele noastre sunt exact la fel ca și cele naturale. Ce apreciază un consumator avizat la un vin bun? Culoarea, aroma și tăria. Iată-le pe toate trei aici. Avem aici toată producția de vin din anul trecut. Uitați. Domnule, dumneata, mă iei de pe mine de prost? Adică în loc să te iau eu pe matal de prost, mă iei dumneata pe mine, nu? Păi eu sunt profesor, v-am mai spus. Ești profesor, dar în felul ăsta, adică matal mă iei pe mine.